PMP Prahova își suspendă activitățile specifice pre-campaniei electorale până pe data de 23 martie din cauza coronavirusului. Măsura a fost anunțată pe o rețea de socializare de către președintele organizației județene Cătălina Bozianu. Această decizie pe care eu și colegii mei o vom formaliza în ședința echipei județene de conducere este una firească, generată de situația excepțională în care se află țara din cauza epidemiei de COVID-19. Nu vom face campanie electorală în următoarea perioadă, dar nici nu vom sta cu mâinile în sân. Vom elabora un plan de acțiuni conform căruia fiecare dintre noi, lideri, candidați ori membri obișnuiți, se va implica după dorință și după posibilități în gestionarea crizei la nivelul comunității din care face parte, a scris Bozianu pe pagina sa.